Am revenit spectaculos, doamnelor și domnilor, și abordăm scandalul militarilor de elită ajunși mercenari pe 5.000 de euro. Iar omul cheie care face jocul alegerilor vine în studio în această seară. Manevre grave pentru locale. Cine preia puterea locală? Breaking news. Vestea morții lui Vasile Badea, unul dintre cei doi mercenari români uciși în Congo, a fost un adevărat șoc pentru familia sa. A lăsat în urmă o soție îndurerată și doi copii, care acum se pregătesc să-și conducă pe ultimul drum soțul și tatăl mult iubit. Cel puțin 5 români, inclusiv polițiști, au fost uciși de rebeli zilele trecute în Congo. Toți au fost racurați de Horațiu Potra, un personaj exotic, excentric, extrem de controversat. Haideți să vedem. Moartea celor doi mercenari români din Congo a adus multă durere în sânul familiilor și a apropiaților. Unul dintre ei este Vasile Badea, fost polițist în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. A avut performanțe în lumea sportivă. A fost multiplu campion național la sporturi de contact. Luptătorul român luase decizia de a accepta oferta de 5.000 de dolari pentru a-i antrena pe combatanții locali și de a proteja zonele strategice atacate de rebeli, cu speranța că așa le va asigura un viitor mai bun celor doi copii din prima căsătorie. Era pentru prima dată când participa la o acțiune militară într-un teritoriu aflat în război în cadrul grupării de mercenari a lui Horațiu Potra, veteran al Legiunii Străine. În urmă cu 6 luni s-a autosuspendat din poliție pentru a se înrola ca mercenar. Avea să fie prima și ultima lui misiune de acest gen. Vasile Badea a fost împușcat în cap și a murit pe loc. Cei doi copii și soția Ana sunt devastați de durere. Apropiații cuplului spuneau că aveau o relație extrem de solidă, iar Ana îl considera pe Vasile iubirea vieții sale, potrivit gândul. Soarele vieții a apus pentru o ființă atât de dragă mie, iubirea vieții mele. În acest univers al tristeții ne rămân stelele amintirilor. Odihnească-se în pace, iubirea mea. Te voi iubi mereu, vei fi mereu în sufletul și mintea mea. Au fost cuvintele femeii despre soțul ei. Trupul neînsuflețit al lui Vasile Badea a fost repatriat într-un sicriu acoperit cu steagul național, iar acum familia se pregătește să-l conducă pe ultimul drum. Generalul de armată Eugen Bălan a reacționat dur în tot acest scandal. Credeți că un om poate să-și ia concediu fără plată, fără să justifice într-un fel, da? De la o librărie, da, dar în instituțiile de forță, nu. Și poliția este o instituție de forță. Poliția. Eu am să fac o afirmație care mă va pune în contradicție cu foarte mulți dintre prietenii și colegii mei din Ministerul de Interne. Ei au plecat cu știrea șefilor unde se duc ei când și-au luat concediu. În această situație, știrea este o aprobare tacită. Să ne fie clar. Pe mine m-a șocat altceva. M-a șocat văzând că trupul neînsuflețit al unui mercenar, da, de naționalitate română și de cetățenie, într-o misiune de mercenariat în Congo, este învelit cu drapelul național al României. Este un gest jignitor la adresa eroilor României. Cel puțin 5 români, inclusiv polițiști, au fost uciși de rebeli zilele trecute în Congo. Toți au fost racolați de Horațiu Potra, un personaj exotic extrem de controversat. Născut în 1970 în orașul Mediaș, Potra s-a alăturat legiunii străine franceze în anii 1990 și tot atunci s-a ocupat de paza și protecția emirului Qatarului. Începând cu anul 2000, el a fost în cea mai mare parte în Africa, unde a antrenat gărzile de corp pentru președintele de atunci, în Republica Centrafricană,
Ciocană și i-a învățat pe insurgenții din Ciad cum să lupte. În 2016 se spune că Horațiu Potra ar fi antrenat gărzile de corp ale actualului președinte în Republica Centrafricană, împreună cu mercenarii Wagner. În septembrie 2010, Potra a fost arestat la domiciliul său din Sibiu într-un dosar de trafic de droguri instrumentat de Traian Berbeceanu, dar a fost achitat pentru că judecătorii au considerat că nu ar fi el capul rețelei. În aprilie 2023, Horațiu Potra a intrat oficial în politică, devenind președintele organizației APP Mediaș. Și acum vă spun, domnilor și domnilor, Dana Budeanu dă verdictul pe comasarea alegerilor, dar și pe neterminații din PNL, cum îi numește ea. Haideți să o ascultăm, este un deliciu, vă promit. Acest verdict va fi dedicat în proporție de 80% celor de la PNL, neterminaților care au îngropat această țară aducând la putere împreună cu ei, pe ăia de la USRI, niște trotinetari care nu sunt în stare de nimic, care nu au făcut în viața lor nimic, despre care s-a adeverit fiecare silabă pe care v-am spus-o, fiecare silabă pe care v-am spus-o. Cei care se uită acum la verdict și au votat Marea Alianță de Dreapta, să nu uităm, dar Marea Alianță de Dreapta, ăia care urlau împreună cu toată presa, toți deontologii, care au lău, să vină Hoha de nou, să vină după aia guvernul meu, al tău, al lui Mătă, al lui etc. Ăia, astăzi sunt așa un pic în degringoladă, mă, știi ce se întâmplă? Sunt așa dezamăgiți și nu. Voi sunteți niște nenorociți. Toți. De ce? Pentru că prin votul vostru, prin campaniile voastre, prin vorbele voastre, ale voastre și ale presei, care au susținut șleahta asta de neterminați, care, atenție, au condus statul. Voi știți ce înseamnă să conduci statul? Adică au avut pe mână tot cașcavalul. Știți ce s-a întâmplat cu el, da? Atenție, domnul Ciucă, care astăzi a declarat că dumneavoastră ați intrat la guvernare PNL-ul ca să salvați țara. Alo! Alo! N-ați intrat la nicio guvernare. Erați la guvernare când ați îngropat România împreună cu USR. Cum adică ați intrat la guvernare acum? Cum? Adică nu! Nu! Sunteți la guvernare din 2019 pentru că Ciolacu v-a lăsat să vă faceți guvernul meu în condițiile în care PSD-ul a câștigat alegerile și în 2019. Ăsta este singurul adevăr care trebuie cunoscut și repetat la infinit. De ce? Păi pentru că dacă repeți adevărul la infinit, încep să-l vezi și pe ăla de azi. Da? Proștilor! Când o să vedeți voi consultanți onorifici veniți pe la partide și pe la guvern, ascultați vorbele lui Dănuța right now. Nu există așa ceva. Păi de ce să vin consultant onorific? Că îmi pasă de țară sau ce? Adică mustață cu gel ăla a venit consultat onorific la Dăncilă, la, cum îl cheamă mă, la Mandolină, la Ciucă Moca? Gândiți. Nu! Ok? Ăștia sunt unii băgați săgeți pe acolo, pe la partide, pe la toți sunt, nu vă imaginați, să ajute să zică ei, bă, aș face așa, declare așa, etc. Domnul Ciucă, fiți atent aici, care-i treabă. Pe mine nu mă interesează combinațiile nici din PNL, nici din la nimeni. Mă interesează, efectiv, nu mă interesează ce vă faceți voi, cum vă bombardiți cașul între voi, habar n-am. Nici nu mă interesează, de fapt, pentru că pe mine singurul lucru care mă interesează este ce dracu faceți pentru oameni. Nimic. PNL, de când a venit la guvernare în 2019, a făcut zero. Existați azi, azi existați. Atenție, ați existat la guvernare cu USR pentru că a vrut PSD, punct, adică Ciolacu, că e tot Ciolacu era atunci, și existați astăzi la guvernare neterminaților efectiv care habar n-aveți nimic pentru că a vrut PSD. Eu n-am fost de acord să se creeze alianță socială cu ei. Niciodată. De ce? Pentru că trebuia să vă duceți dracu în cap acolo unde vă e locul. Vorba lui Rareș, la lada de gunoi a istoriei și să ne lăsați dracu în pace. Nu aveți nici un fel de om în PNL, nici un nume, zero, nu există nume în PNL care să facă ceva. Care? Dați-mi unul, afară de Bolojan. Cine? Care a făcut ceva în PNL? Cine e? Dați-mi un nume. Această comasare a venit în al 15-lea ceas, în creierele de la PNL-ul,
pentru că și-au dat seama că pierd tot, ca să înțelegeți. E, după această poziție, ei negociază. Voi realizați că voi sunteți în canal, efectiv, nu la la de unui istorie, la canalul istoriei, în canal, adică vă ia viitura aia mare și vă duce, drag, direct, pac, și vă aruncă și nu mai existați. Acolo sunteți voi, de unde negociați voi. Voi nu aveți ce să negociați, că voi nu aveți nimic. Ce aveți voi? 14%? 14% înseamnă 0, da? Astăzi, 0. Atât are și aur. Deci n-aveți nimic. Voi încerca să vă recuperați procentele alea de la aur, pentru aia aveți nevoie de această comasare. Unde să mergeți împreună ca secretare ale PSD și să reușiți să faceți dracu un scor de Doamne ajută. Domnilor, domnilor, așa cum v-am promis, omul cheie al alegerilor din capitală, primarul sectorului 3, domnul Robert Negoiță, este în direct alături de noi. Bună seara, domnul primar, bine ați revenit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Introducerea a fost făcută, a făcut-o Dănuța pentru mine, n-am mai nevoie să zic eu mai departe. De asta vă întreb, vă comasați sau nu vă comasați? Și vă ajută sau vă încurcă? Pe dumneavoastră, candidatul Robert Negoiță. Ne și ajută, ne și încurcă. Adică sunt aspecte pozitive și aspecte mai puțin pozitive în comasarea asta. Dați-mi, nu știu, două, trei argumente pro și două, trei argumente contra. Bun. Să faci campanie în august, domnul Ciutacu, e destul de complicat. Că nu prea e cu cine sta de vorbă în luna august. Că asta ar fi luna înainte de alegeri. Au aflat alaltăieri că va trebui să facă campanie în august. Că să știe de ani de zile când au loc alegerile astea. Da, da. Ok, bun. Ăsta este un dintre argumentele care spuneți că ar fi util comasării, da? Exact. Alt mai e altceva decât august. În mai poți să faci campanie. E nevoie. În septembrie, când foarte mulți nu se adună de prin concedii, după aia e săptămâna în care te duci ca să pregătești copiii pentru școală, e deschiderea școlii, prima săptămână de școală, întotdeauna e mai complicat începutul de școală. Numai la alegeri nu sunt oamenii cu gândul în septembrie. Iată un argument. Da, e opinia mea, e perspectiva mea. Nu astăzi ți-ați invitatul meu. În seara asta și vreau să aud perspectiva dumneavoastră. Și un argument care, contra care, de ce v-ar încurca? Că ați spus că vă și ajută, vă și încurcă. Situația mai puțin fericită este acolo unde se schimbă primarii și timp de mai bine de 3 luni ai doi primari. Unul în funcție și unul ales. Și ar fi cum se întâmplă în Statele Unite. Deci mandatul primarului care în exercițiu, să spunem al lui Robert Negoiță, dacă sunteți aici, da? Se termină în septembrie. Dacă, Doamne ferește, pierdeți, da? Da. Și să alege alt primar. Dumneavoastră vă duceți mandatul până în ultima zi a lui, nu? Conform Constituției. Și ăla e la încălzire, că băieții de la Naționala de fotbal, nu dă ture de teren până când se eliberează locul, da? Deci, de genul acesta. Deci, a, și e practic, da. Și atunci primarul care rămâne în funcție, cum spuneți dumneavoastră, mai are vreun control asupra Consiliului, asupra oamenilor care la rândul lor și ei, unii dintre ei, sunt pe plecatele? Primarul nu trebuie să aibă neapărat control asupra Consiliului. Da, dar fără o majoritate a Consiliului nu faci treabă, știți exact, foarte bine. Exact. Sunt și oarece riscuri, ca să zic așa. Din acest punct de vedere, faptul că de când se aleg până când intră în funcție, e o perioadă mai lungă. Dar, până la urmă, trebuie analizat cu atenție și văzut care este riscul cel mai mic, care e varianta, răul cel mai mic, să zic așa. Păi bun, uite, ca să vă scutesc de, nu știu, perspectiva sumbră de a trăi 3 luni de zile într-o situație incertă la sectorul 3, înțeleg că veți candida la capitală ca să vă luați de o grijă, nu? Nu știu de unde ați înțeles dumneavoastră chestiunea asta, eu mențin părerea. Vin acum de la Hala la Minor, unde avem târgul de îndrăgostiți. Vorbim și cu îndrăgostiții, da. Da, avem atât de multe proiecte pe care chiar îmi doresc să le ducem la capăt. Încerca să mă amețiți, să mă duceți parte. Da sau nu, dumneavoastră? A fost sau n-a fost? Ca la Revoluție, la Vaslui. Ce anume să fie? Candidați la capitală nu, sau nu? Nu, nu, nu. Nu, nu, nici din partea PSD, nici din partea PSD plus PNL, nici din partea dumneavoastră pe persoană nu, fizică? Nu, și nu, n-am avut nicio discuție, n-am nicio intenție de genul acesta. Nu, și mai mult decât nu, am și argumentat de ce. Nu, dați-mi niște motive pentru care. Sunteți, până la urmă, unul dintre primarii de succes. Dintre puținii primari de succes, da? Sunteți de nu știu câte mandate, nu știu la câtele sunteți, domnul Negoiță. Al treilea. Al treilea, deja, al patrulea, integral, da? Da?
Da, bun. Da, da. Așa, și de fiecare dată ați câștigat confortabil alegerile, da? Se pare că locuitorii sectorului 3 sunt suficient de mulțumiți de dumneavoastră dacă durează o perenitate cu noastră la conducere, da? Bun, dați-mi un exemplu de ce nu doriți mai mult, nu știu. Poate cineva zice, bă, dacă se duce Negoiță la capitală, poate face ce a făcut în sectorul 3 sau asemănător și în celelalte sectoare, având, nu știu, o perspectivă de undeva de sus și știind și cum se face la nivel local, la firul. Dați în contra argumentele alea care mai spus. Cine începe duce la bun sfârșit este o zicală foarte înțeleaptă și care trebuie respectată. Sunt niște proiecte mari începute la sectorul 3 și am mari speranțe că, de exemplu, viitorul primar general măcar nu ne va bloca în proiectele noastre. Hala la minor, care se va maturiza în 3-4 ani de zile, chiar dacă ea începe să fie absolut utilă, absolut o mândrie. Așa. Deci trebuie să ajungeți acolo, trebuie neapărat să ajungeți acolo, să vedeți. Este cea mai mare clădire din România după Palatul Parlamentului. Deci este o enormitate. Oamenii vin și acolo. Care e utilitatea ei? Spuneți-mi și mie, domnule. Devine un oraș în casă, va fi centrul Bucureștiului acolo. Dar nu cărți la Republica. În 3-4 ani de zile acolo va fi centrul Bucureștiului. Deci va fi un social hub de mai mare dragul. Va balansa greutate semnificativă acolo, în acea zonă. Nu spune ce să face în afară de de Valentine's Day, de sărbători, de Crăciun, de Revelion și ce spuneți noastră? În afară de faptul care că vom avea... pentru 365 de zile, restul de 360 ale anului. Da. În afară de faptul că vom avea acolo pentru prima dată de când există primărie în sectorul 3, vom avea tot ce înseamnă primărie și subordonate în același loc, care este deci util pentru absolut acolo? Tot. Absolut okay. Tot. Și bun. Ocupăm mai puțin de 10% din suprafața halei. Restul de 90%? Restul va să fie cu destinație de cultură, educație, entertainment, sport, locuri de muncă, birouri și așa mai departe. Și alte instituții pe lângă primăria sector 3. Bun, stați deci este, chiar e loc pentru orice acolo. Și pentru hala la minor nu vă duceți noastră să candidați? Parcul Pantelimon, pasajele pe care le avem prefabricatele, domnul Ciutacu, avem prefabricatele pentru pasajele să închidem Mihai Bravu. Inelul principal pe care ar trebui să se circule în Bucureștiul acesta, așa, fără să mai stăm în blocajele infernale pe care le avem astăzi, noi avem toate materiile pregătite doar să-l facem. Și am zis 6 luni de zile. Amintiți-vă când am vorbit de pasajul de la Teclu, Paladic cu Teclu, da, da, la Ikea. Când spuneam că în 4 luni și jumătate o să circulăm pe ele, eu am văzut jurnaliștii care au venit la deschidere, își dădeau coate. A, mă, n-are cum. În 4 luni și jumătate s-a circulat pe ele. Nu la 1 mai, chiar pe 28 aprilie se circulau pe pod. După ce spuneți dumneavoastră, și după realitățile pe care le trăim în teren, așa nu veți termina dumneavoastră și niciun alt primar de sector treaba niciodată, că dumneavoastră ziceți că un lucru început trebuie dus la bun sfârșit. Pentru că de fiecare dată vor apărea alte noi proiecte, da? Terminați pasajele astea la care faceți dumneavoastră referire, da? O să mai aveți 3 ani și ceva de mandat, o să vă apucați de alte proiecte. La tura viitoare iar nu candidați la capitală pentru că mai aveți niște proiecte începute și neterminate? Corect ce spuneți dumneavoastră. Din nefericire am avut parte în acest mandat de maxim blocaj din partea primarului general, care, să vă reamintesc, este public. El a spus-o cu gurița lui. Domnule, zice, nu-i dau voie să facă pasajele de pe Mihai Bravu, că n-are puzuri. Că n-are puz pe ele. Are puzul de anul trecut, îl are pe masă și nu vrea să-l semneze. Avem adresă, avem hârtie din partea direcției de urbanism de la Primăria Generală, care spune, domnule, de la noi a plecat documentație pe masa primarului care n-o semnează. Suntem în instanță, l-am dat în judecată. Repet, în mod normal este fix, cum spuneți dumneavoastră, în mod normal până acum pasajele trebuiau să fie gata de mult, așa, să se circule pe ele. O să le terminați la un moment dat și o să vă apucați de altceva. Astea sunt problemele principale din sectorul 3, circulația. Și revin, 4 milioane de ore se fac economie în fiecare an, timp petrecut mai puțin în trafic, dacă am face pasajele respective, și zeci de mii de tone de combustibil consuma mai puțin, ca să nu mai discutăm de zeci de mii de tone de CO2 echivalent în aerul, o travă în aerul pe care îl respirăm, din cauza că nu avem pasajele. Vă mai dau un
argument pentru care, sau o bănuială a mea, că până la urmă argumentele astea noastre pentru care nu vreți să candidați la capitală, nu vreți să vă certați iară cu nașa Gabi Firea, că tura trecută a zis că a pierdut alegerile din cauza noastră și înțelesei că abia vă împăcărăți și nu vreți să stricați iară lucrare. Da, chiar nu... Ați putea colabora cu Gabi Firea dacă va candida din nou și va recâștiga primăria capitalei? A, nu se înțelege că eu n-am vrut să colaborez cu actualul primar. Nu, eu chiar am încercat, deci, domnul Ciutacu, cu oricine, cu orice persoană, cu orice om care e normal la cap și este de găsit, răspunde la mesaje, răspunde la telefon sau când te duci peste el... L-ați sunat data trecută în direct de la mine și nu v-a răspuns? Nu răspunde, bun. Nici la mesaje, doamna nici la telefon, răspunde la telefon, la mesaj? Da. Da? Da. Niciodată n-am avut problema asta să nu răspundă la telefon sau la mesaj. Bun. Nici. Ați putea colabora cu doamna Firea în măsura, repet, în care domnia sa... Absolut oricine. Cred că e de datoria noastră. Nu ne putem permite, domnul Ciulacu. Da. Încercați să fugiți de răspuns. Ați lucrat cu Gabi Firea în paralel, unul primar general, unul primar de sector, da? Dacă, repet, va candida, puteți să lucrați în condițiile dinainte de a se răci relațiile între noi? Deci v-am răspuns cu da și asta, chiar mai mult decât atât, nu există o persoană cu care eu să nu vreau să colaborez, pentru că nu e asta normalitatea. Nu-ți poți permite tu, primar general, să nu colaborezi cu primarii de sector, la fel cum orice primar de sector nu-și permite, orice om normal la minte, nu-și permite să nu comunice sau să nu colaboreze cu celălalt coleg cu care trebuie să facă împreună lucruri. Ăsta este, cum să spun eu, normalitatea. Va fi Gabi Firea candidatul PSD la primăria capitalei? Nu sunt în zona de decizie, n-am nicio treabă, n-am nicio funcție în PSD, n-am nimic, n-am nicio treabă. V-ați întors în PSD, propriu-zis? Colaborăm foarte bine, lucrăm, suntem echipă, dar momentan nu sunt... N-aveți carnet de membru de partid? Nu sunt membru PSD. Și vă bate gândul să vă întoarceți? Sau? Da, discuțiile sunt clare. Și cum se va face? Toată lumea din PSD. Aveți o formațiune politică pe care ați înființat-o la momentul alegerilor trecute. Fuzionați cu PSD-ul sau cum? Una din variante. Una dintre variante, nu? Da. Sau părăsiți pur și simplu formațiunea și... Da. Bănuiesc că oamenii au venit pentru dumneavoastră, nu? Da. Sunt chestiuni de detalii. Nu cred că interesează pe cineva, domnul Ciolacu, ce se întâmplă. Ciutacu mă cheamă, Ciolacu e la Roma zilele astea, să știți. Scuzați-mă. Doamne, perspectivele par luminoase. Doamne ajută, Doamne ajută sau Doamne ferește, știți cum e. Domnule Goiț, am locuit ani de zile prin sectorul 3. E drept, nu v-am apucat pe dumneavoastră. Doamne, constat acum, de la distanță vorbind așa, cu ochiul realizatorului de televiziune, care se mai pricepe, că în curând, dumneavoastră toți, locatarii sectorului 3, administrația sectorului 3, toată lumea care viețuiește în sectorul 3, veți fi chiriași la Maria Cocoru. Pentru că București a mai pierdut o bucată de parc, înțeleg, doamna Cocoru rămâne cu încă 14.000 de metri pătrați din sectorul 3, regina retrocederilor mai deține, după cum bine știți, doamnă și domnilor, măsura în care urmăriți emisiunea asta, și o bună parte din parcul Iore, și a mai luat o nimica toată de 200 de hectare în sectorul 3. Hai să vedem pe scurt povestea doamnei Cocoru și să vedem ce va face domnul, poate vă ia și hala la minor. Până atunci, hai să vedem cine e doamna Cocoru. Maria Cocoru a câștigat în instanță încă un parc în inima capitalei. Pare de neoprită această Maria Cocoru, care a cumpărat drepturi religioase de la urmașii unui moșier bulgar gref, care stăpânea, practic, după câte văd, tot sectorul 3. A cumpărat aceste drepturi litigioase și ca prin farmec, imediat ce le-a cumpărat doamna Maria Cocoru, au început să curgă pe ea proprietăți. Iarăși, 14.310 metri pătrați, care sunt acum microparcul Liviu Rebreanu, pe unde se plimbă lumea, o plămânaș verde al orașului. Și ăsta va fi retrocedat și probabil că va construi cine vrea, cine e proprietar acolo, cam ce vrea el. Ciudat, straniu, la cele două procese, și cel de la Iore, și acesta pe care l-a pierdut primăria sectorului 3 în favoarea Mariei Cocoru, este că
n-au reușit această primire a sectorului 3 să dovedească că au fost parcuri. În plus, primăria sectorului 3 trebuia să-i plătească Mariei Cocoru 4.000 de euro cheltuieli de judecată. Maria Cocoru este nimeni alta decât mătușa lui Petrică Băjenaru, omul de afaceri care stă în umbra femeii, astfel că terenurile respective apar în acte ca fiind în proprietatea ei. La poarta femeii au fost filmate mașinile lui Băjenaru parcate în repetate rânduri. După o lungă căutare, România TV a găsit-o pe latifundiara din actele de retrocedare. Într-un amestec de ermetism și autoironie, Maria Cocoru a mărturisit că și ea a fost audiată la DNA. Să știți că am fost chemată de atâtea ori că nu e scălitura mea pe acte, că nu e... Și am scălit în fața judecătorului. E al meu, dacă e al meu, e al meu tot. Să știți. Și de acolo eu las că îi vreau 14 nepoți. Asta am declarat la DNA. Nu vă spun nimic, pentru că nu stau de vorbă eu cu proprietarul. Acum e plecat la munte. Fostul, sunt eu cea mai bogată femeie din România. Aparent, naiva pensionară a avut împreună cu atât de invocatul proprietar un modest rol de figurație într-o afacere de câteva sute de milioane de euro, începută cu retrocedarea peste 8 hectare din parcul Iore, semnată chiar în vinerea dinaintea primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din 2004 de către primarul general al capitalei. După ce ani de zile petițiile prezumtivului moștenitor Eduard Romalo, în vârstă de peste 80 de ani la vremea respectivă, au fost tratate cu dispreț de primărie, Traian Băsescu a avut brusc revelația că trebuie să îl împroprietărească. Era cartierul bulgaresc, în Dudești. Deci erau foarte mulți bulgari, specialiști în grădinărie, bunicul meu era bulgar. Ca să nu rămână retrocedarea nerezolvată până la capăt, peste două săptămâni, în vinerea dinaintea celui de-al doilea tur de scrutin prezidențial, candidatul Traian Băsescu și-a mai luat o pauză din lupta politică, a venit până la primărie și a semnat și punerea în posesie. La mai puțin de o lună după ce-i fusese semnată retrocedarea, Eduard Romalo a vândut cele peste 8 hectare de teren din parcul Iore pentru 465.000 de euro, unui anume Sorin Tuță, care, implicat într-o mulțime de afaceri cu drepturi litigioase în zonele rezidențiale ale capitalei, a revândut terenul pentru numai puțin de 52 de milioane de euro unei firme irlandeze care intenționa să construiască un mall în parcul Iore. Se nepoata la proprietarul lor. Nepoata lor. A cui? Și mi-a dat mie. Asta mai puțin vă spun, numai... Nu pot să vorbesc. Domnule Guiț, bun, am înțeles, trăim în vremea în care e bine să fie cât mai mult privat. Dar iertați-mă, eu refuz să cred că Bucureștiul ăsta a fost, fie și în perioada lui Antebelică, o adunătură de bucăți ale boierilor și că statul n-avea nimic. Pare că nu-i face nimeni față, domnule, Cocoru, la noi retrocedator în țara românească. Da, este foarte, foarte trist. Dar haide să punem adevărul la locul lui. Îl punem, da. 1. Primăria sectorul 3 a câștigat procesul cu această doamnă. Da. În 2019. Pe care dintre ele? La Iore? Pe Iore. Pe Iore. În care instanța a spus în concluzii. Constată nulitatea absolută a demersului de retrocedare. Acelui document. Repet. Nulitate absolută. Și ce credeți că s-a întâmplat? Primăria Generală face recurs. Doamna Firea, cu care vă înțeleg. Deci, Primăria Generală face recurs împotriva deciziei favorabile pentru Primăria Sectorului 3. Și în favoarea deciziei ei anterioare. Și în favoarea ticăloșilor care au pus mâna pe el. Așa. O mafie întreagă. În favoarea deciziei anterioare, și cum spune ce doamna spune Primăria Generală? Da. Onorată instanță. Ce treabă are sectorul 3 în procesul ăsta? Primăria sector 3 nu a avut niciodată în patrimoniu acest teren și nici în administrare. El este la noi, la Primăria Generală. Și dacă ați accepta procesul făcut de Primăria sector 3, el nu s-ar întoarce la Primăria sector 3, ci s-ar întoarce la municipalitate, iar noi nu-l vrem. Și atunci instanța a zis... Dovediți voi, sector 3, că l-ați avut sau că l-aveți. N-avem cum să-l dovedim. Ăla e deja istorie, a zis domnul Nicușor, dar să mai gândește dacă l-o scupără. Atenție! Noi am pierdut pe excepție, nu pe fond. Pe fond am câștigat, domnul Ciutacu. Ați pierdut. Despre asta este vorba.
Spuneți în Costa, cu Rebranu, nu e de dimensiunea IOR-ului. Este la Indigo. Dar 14.000 de metri sunt un hectar jumate aproape. Dar trei stadioane de fotbal, ca să înțeleagă lumea puse unul în gata. Da, e un mare, într-o zonă foarte importantă, o zonă care este verde și trebuie să rămână verde. Și cum verde. A câștigat doamna Cocoru? Pe același model. Pe același tot primăria model. Capitalei iar, s-a sucit? Iar primăria generală... Acupă bune, deci primăria capitalei a intervenit în favoarea doamnei Cocoru și a hotărârii și la Rebreanu? Noi ne așteptam. Doamne, noi ne așteptam să se întâmple același lucru, pentru că și la Brâncuș este fix aceeași speță, adică identică cu Iore. Și în sensul în care... Și? Singura care poate să facă proces pentru că are calitate. Da. Noi am fost respinși din dosar că a zis voi primăria sector 3 în calitate de ce? Și vine să spună că noi n-am demonstrat. Păi da, n-am demonstrat că nu era al nostru. Noi ne-am luptat pentru că el este în sectorul 3 și ce necesar face? Pentru sectorul 3. Să facem presiune pe primarul general să-și respecte angajamentul pe care l-a făcut anul trecut în martie. În care a spus cu toate televiziunile de față că în 6 săptămâni se ocupă să facă dosarul. Au trecut 12 luni. Asta zic. Aproape 11. Aproape un an e trecut. Așa. Păi și mai aveți vreo nădejde? Vă întreb sincer. Să-ți sună un pragmatic. Noi, din nefericire, noi ca primărie de sector, noi le-am cerut altceva. Mă, ok, nu vreți voi. Prietenia voastră cu ticăloșii de acolo, sunteți din aceeași poveste. Putem să înțelegem și treaba asta. Că voi... Că nu puteți. Prietenii ți-i alegi, nu ți-i de Dumnezeu, domnule Guiță. Dar le-am zis așa, mă, oameni buni, dați-ne, mă, în puternicire să o facem noi, dar să vă reprezentăm pe voi. Și? Nu. Nu se poate? Nu. N-au vrut. Nu vor să miște nimic. Da, există... Din nefericire. Există variantă ca, mă rog, doamna Cocor, domnul Băjenaru, cine dracu are de gând să ridice acolo, să și poată construi? La Rebreanu ăsta mă refer? Nu, câte vreme sunt eu pe aici. Păi ce... Vă asigur de asta. Vă legați cu lanțurile de poarta șantierului, ce faceți? Autorizațiile de unde se iau? De la noi se iau. Asta da? E partea tristă pentru dânsii, da. Nu poate să le dea primarul general autorizația acolo. N-are cum. Nu credeți-mă că... Și dumneavoastră promiteți public aici că nu semnați nicio autorizație la Rebreanu? Vreodată în viața asta. Vreodată în viața asta. Domnul Negoiță, rămâne înregistrat ce spuneți. Exact. Exact, da. Nu doar că nu le dau autorizație. N-au văzut niciodată măcar un aviz de amplasament sau ceva, pentru că eu știu că acolo e infracționalitate maximă. Deci, nu că... Ce e la ora asta în spațiul verde de la Rebreanu? Că nu știu, n-am mai trecut de mult pe acolo. Păi ce care mai e verde? Păi nu știu, ce e? Adică ce la ora asta e? Pârjolit, l-au ars, l-au distrus. Și ăsta și Rebreanu? Nu Ioreu. Păi, Rebreanu, păi e partea de Rebreanu, de la partea de Ioret dinspre Rebreanu. Aia e partea de Ioret, deci bucata partea, asta da. De Rebreanu face practic parte da. Din marele Rebreanu, parte. Rebreanu, Grigorescu și Baba Novac. Aha. Între cele trei bulevarde. A, păi și unde? Bucata semnificativă. Unde? E bine de tot. Da. E bine, bine. Da, da. Păi ce, n-are și niște turnuri frumoase acolo, domnule? Da, l-ați ascultat pe Băsescu, ați avut... curiozitatea să-l ascultați, a intervenit într-o emisiune, dacă nu chiar la dumneavoastră. Știți care e nenorocirea vieții mele, domnule Negoiță? Îl ascult de vreo 25 de ani pe Băsescu. Da. Și începem să îmbătrânim amândoi, și eu și el. Da. Nu prea mai am putere, dar da. Da, l-am ascultat, a intrat la mine în emisiune. Exact. În care spunea că trebuia retrocedat, că n-are gaz. Păi că stupeu pot avea unii oameni, deci e incredibil, a fost președintele României. Când n-avea utilități, n-avea alei, n-avea bani și n-avea gaz. Cum să n-aibă și toată lumea? Și... Păi ziceți, domnule, noi am cerut, noi am cerut în instanță da. Probă cu martori, să le ducem, că au zis nu. Primăria Generală a zis, domnule, să-și demonstreze primăria sector 3 calitatea. Și așa. Au mers bara și cu proprietarea, a zis, de... Atât s-a judecat. Pe calitate. Repet, o singură dată când s-a judecat pe fond, am câștigat. Repet, e public. Am câștigat nulitatea absolută, după care s-a discutat doar pe excepție. Și a zis, demonstrați-vă calitatea. Cum să-i demonstrezi calitatea? Cu martori acolo se demonstrează cu documente. Ori, noi am cerut de la municipalitate, dați-mi că a fost parc acolo. Și nu au vrut să ne dea. Au zis că le-a ars arhiva de la, de la Alpab. Vorbesc serios? Au zis, domnule, zici, nu, ne-ars arhiva, nu putem să vă dăm niciun document că ne-ars arhiva.
Asta e răspunsul primăriei generale. Primăria Capitalei spune că a ars arhiva cu toate documentațiile. Și n-a vrut să ne dea niciun document. De la toate, înțeleg că de la toate s-au ars specific numai documentația de la Iore. Nu știu să vă spun, eu vorbesc de corespondența pe care am avut-o cu dânsii și nouă ne-a spus că le ars arhiva și că n-au să ne dea niciun document. Ori, din momentul în care vine primăria generală și spune ce treabă are primăria sector 3, ăla a fost și ar fi al nostru și noi nu-l vrem. Pe de o parte, pe de altă parte le-am cerut documente și nu au pus la dispoziție un document care ar trebui să fie de la dâns și că noi nu-l avem, că nu l-am avut în proprietate sau în administrare. Asta e situația. Ne întoarcem la dăstea mai Lumeș, domnul Negoiță? Păi și asta, din nefericire, tot Lumeș și din astea rele, că din nefericire dăm vești din astea rele și foarte trist. Domnul Negoiță, dumneavoastră ați dat o veste bună în populație și vreau să iau model de la dumneavoastră, că vă văd așa, fiți, sunteți... Dumnezeu. 46 de lei, mânca 3 zile. Am văzut, a făcut carieră declarația aia dumneavoastră. Dom'le, pe cuvântul meu, dumneavoastră, plecăm împreună amândoi acu de la emisiune. Că tot a fost Valentine's Day. Și mă duce și pe mine să-mi iau de 46 de lei să mănânc pe 3 zile? Că l-ați bătut pe ciolacul. Ciolacul de 100 de lei tot a luat jumătate de plăsuță. Dar dumneavoastră de 46 de lei cu 3 zile sunteți Champion League, pe cuvântul meu, dumneavoastră. Ziceți-mi mie ce ați luat de banii. Eu am mai spus-o. Păi băi, ziceți-o odată. Ok. Deci, vă uitați la mine? Păi mă uit, sunteți pâninel. Deci am mai puțin de 70 de kilograme. Atâta sunt eu. Era să zic multe înainte, nu? Doamne ferește. Doamne ferește, exact. Bun. Haideți să vă spun o chestiune. Eu am ascultat un podcast, ascult așa mult și încerc să învăț de la oameni deștepți. Bun. Zice, profilaxia, zice, este pentru toată lumea că nu costă bani. Patru elemente de profilaxie care ne ferește de cele mai multe boli. Care să le? Apă, aer, soare, foame. Le-ați notat? Apă, să trăiești cu... apă, aer, așa, soare, foame. Păi înseamnă profilaxia că faceți... care ne ferește de cele mai multe afecțiuni, de cele mai multe boli. Faceți cura aia numai cu apă? Sau care e ideea? Nu. Și apă, da, mai mult de 46 de lei, deci, 3 zile de unde. Declarația mea a fost ruptă din context. Bine, dumne, spuneți-mi acum, în context. Adevărul este că ce am vrut eu să spun este următor aspect. 1. Că mănânc foarte puțin și foarte simplu. Foarte simplu. Da. Și a fost o declarație, poate nu cea mai fericită, dar fix aia s-a întâmplat în acea zi. Da, ziceți-mi de că bănuți că am cumpărat așa o caserolă de fasole bătută. Așa. Una de humus. Așa. Una pe care n-am spus-o, am mai declarat odată și am uitat. După aia m-am zis o caserolă de salată de vinete. Așa. Un litru sau doi de lapte și două pâini. Asta e tot ce am cumpărat de 46 de lei. Și cu trei caserole și o lecuță de lapte, dumneavoastră, o duceți 3 zile? Aproximativ. Nu luați, domnule, n-a nu, fost domnule, o declarație în care să aibă vreun strat lei pe zi. Deci, repet, domnul Ciutacu, da, domnule, credeți-mă, nu am... Domnule, nu e ca și când nu-mi permit să cumpăr, dar... Da, sunt convins haideți că vă spun, să vă spun o chestiune. Eu am crescut în casa mea, de când am fost eu copil și acum părinții mei sunt vegetariani, nu mai mănânc acum nici ouă și lapte, decât foarte rar. N-am mâncat carne niciodată, că în copilăria mea nu s-a gătit în casă decât pește. Și după aia? Eu mănânc carne foarte simplu, foarte rar. Foarte rar mănânc carne. Da, dar nu sunteți de la total anti. Nu, adică... am zis că mănânc. Ah, ok. Foarte rar, pentru că îmi fac analize și de multe ori că de asta, apropo de fasole. Fasolea conține proteină. Cu cine dă te face la stomac de vorbești singur? Nu e, dacă nu depinde, ești. Depinde. Eu n-am probleme cu fasolea, ba din potrivă. Cred că îmi place cel mai mult din tot ce există ca alimente, dacă aș putea aș mânca numai fasole. Că îmi place asta foarte mult. Sau iahnie? Și. Deci tot ce... Ciorba de fasole... Doamne, Dumnezeule, dacă l-aduceam pe doctorul Stroescu în seara asta, făceam cea mai tare emisiune, deci, de nutriție, jur. Cei care mă cunosc... Doamne, poate că cineva crede... Bă, ce vrea să ne zică, mă, Negoiță, un ipocrit, le dă el lecții, cine știe ce curcane are el pe masă. Oysters. Mă credeți pe cuvânt că dacă am ciorbă de fasole, fără ciolan, fără nimic, așa, ciorbă de fasole, fără nimic, cu niște murături sau ceapă, nu îmi trebuie nimic altceva. De ce? Că asta îmi place, dulce, dar de ce n-am voie să fiu așa? Dar, sunt judecat, dar stați, că nu crede judecă cineva nimeni că eu sunt într-un fel și vreau să mă deci, arat. Doamnelor și domnilor, cu excepția faptului că nu mănâncă
carne sau nu prea mănâncă carne. Domnule Goiță, de-al meu e poțărănie și mi-e place treaba asta, că și eu mănânc tot, dar eu mănânc cu carne multă, domnule. Asta e, de-aia sunt, arăt eu așa și dumneavoastră arătați așa. De bău beți? Foarte rar. Foarte rar. La un moment dat începusem să beau mai mult și mi-am dat seama că simțeam nevoia să beau în fiecare seară. Trebuie să fiu atent cu tot, cu tot ce spun. Cu tot ce spun. Pentru că, da, e o realitate. Așa. Începusem să beau în fiecare seară și la un moment dat am văzut o afirmație, am citit undeva că cine bea în fiecare seară este alcoolist, indiferent de ce cantitate de alcool folosești, dacă bei în fiecare zi, ești alcoolist. Și am zis, eu nu se poate așa ceva. Aveți cuvântul meu, mi-a fost foarte greu să renunț la acel pahar de vin în fiecare seară. Mi-a fost foarte greu. Și vă spun și cum am făcut. Atât abiați un pahar de vin? Atât, atât. Și vă spun cum am făcut. M-am dus la maică mea, mi-a dat așa o pungă cu ceaiuri, ea știe de unde e. Așa? Așa. Și am făcut cel, cred că într-o seară am băut vreo două ulcele din alea de ceai, pentru că simțeam nevoia să beau, beam ceai și beam ceai. Și așa s-a întâmplat vreo 3-4 seri, până când mi-a dispărut pofta de a bea acel pahar de vin în fiecare seară. Domne, fiindcă mi-a zis cu la minorul ăla, am vorbit cu colegii mei care au fost acolo și avem un reportaj spectaculos de acolo, de la Hala la Minor, din sectorul 3, pe care vrea domnul Negoiță să o facă cea mai tare din parcare și care i-a primit cu surprize pe toți îndrăgostiții care vor să celebreze Luna Iubirii. Hai, domnul Negoiță, să ne uităm împreună și comentăm împreună. Toți românii care sărbătoresc iubirea sunt așteptați la Hala la Minor pentru a participa la evenimente unice. Ce surprize a pregătit acest eveniment? Căsătorii pentru o zi, fotografii în spații decorate, decorate sugestiv. Toți îndrăgostiții pot experimenta căsătoriile de 24 de ore. Își pot construi amintiri în toate locurile în care sunt amenajate decorațiuni specifice. Mai mult de atât, începând de săptămâna viitoare, avem ateliere de confecționat decorațiuni din flori naturale, ateliere de make-up pentru doamne și domnișoare și multe alte surprize. Evenimentul începe seară de seară cu un număr de acrobație care a impresionat publicul. În fiecare zi, viceprimarul oficiază peste 20 de cununii civile care durează doar o zi. Unii au dorit să participe la o provocare, în timp ce alții se pregătesc de ziua cea mare. Emoții? Nu. N-am avut ce emoții. Mai avut emoții de nu? Nu. Înseamnă că ești pregătit pentru căsătoria mea. Da. Și ți-ar plăcea să faci asta curând, peste mai mult timp? Avem deja 5 ani de că suntem împreună, deci plănuim să o facem cât de curând posibil. Domnul Neguiță, înțeleg că ați ofițer, nu știu dacă dumneavoastră sau ofițerii stării civile și cununii de astea, mă rog, doar în acte de probă, cum ne zice, 24 de ore, 48 de ore și între două fete? Da. Sunteți progresiști? Sunteți de la reziști? De la... Nu neapărat. Nu neapărat. Legal dar... nu se poate la această oră. Nu, nu e... dar nu e o chestiune care să producă efecte juridice. Bun, e un exercițiu. Dați-mi un argument pentru care ați făcut-o. Că sunteți, practic, haideți, primul care... Vă dau un argument pentru care nu am interzis-o. Până la urmă, noi, de 14 februarie, de Valentine și de Dragobete, noi sărbătorim dragostea. Așa. Domnule. Ce treabă avem noi să excludem din chestiunea asta pe unii sau pe alții? Și haideți ca să ne înțelegem clar. Până asta vă pregătiți nu pentru că va fi obligatoriu, jur. Doamne ferește, dar nu cred că va exista acea zi. Păi nu, dar la un moment dat România și-a pierdut un proces în acest sens. Și domnul Ciolacu deocamdată o tărgânează, dar mai devreme sau mai târziu va trebui să adoptăm legislația necesară uniunii civile, cel puțin între persoane de același sex. Noi am făcut... Dumneavoastră vă simțiți pregătit sufletește să cununați doi bărbați? Nu știu. Dacă nu vine ușor. Pe lege. Nu e ușor. Nu e ușor. Între... Sincer, să vezi în fața ta că se sărută doi bărbați. Eu vă spun uman, da. Nu mi-e ușor, dar în același timp... Da, dacă-s două femei, trebuie să... E mai acceptat. E mai altceva, așa. Da. Dar, lăsând... Vă rog, nu e nicio glumă. Până la urmă, e vorba de viață și de libertatea fiecăruia de a decide în
dreptul lui și libertatea de a alege. Noi am fost în comunism, am fost într-o parte de lume în care libertățile erau foarte restricționate, da, și drepturile omului era așa o chestiune pusă între paranteze. Nu-mi doresc să ne întoarcem acolo, nu-mi doresc să facem parte din acea lume. De acord, nu pot accepta ideea să promovăm chestiunea asta, să îndemnăm, haide, fiți așa. Dar până la urmă este opțiunea fiecăruia. Și ce suntem noi din momentul în care două persoane, indiferent în ce formă, declară că se iubesc. Și acolo e vorba de dragoste. Cine suntem noi să excludem? Mie mi se pare că ar fi fost... Nu sunt foarte sigur că am procedat perfect sau că demersul continuă, că procedăm perfect. Dar cred că era o greșeală mai mare dacă excludeam. Atâta vreme cât, repet, este o chestiune de simbol ce facem noi acolo. Nu produce efecte juridice. Bun, nu produce efecte juridice. Va veni un moment când probabil va produce și efecte juridice sau va trebui să producă și efecte juridice căsniciile alea între persoane de același sex. Stând să se conștiente de treaba asta, repet, România, da, a pierdut și teoretic la ora asta plătim amendă pentru fiecare zi de întârziere a transpunerii legislației europene în domeniu. Deci mai devreme sau mai târziu, bun, trec alegerile, da? Tot se va legaliza. Foarte probabil că lucrul ăsta se va întâmpla. Și da, eu cred în dreptul fiecăruia de a decide pentru el cum vrea să-și facă viața. Și atâta vreme cât nu vine peste mine, cât nu mă afectează cu nimic, ce treabă am eu, domnul Ciutacu, cine ce face la el în casă, cine ce face la el în pasul plafon? Ce treabă am eu? Fiecare liber să decide pentru el, repet, cu condiția că nu îmi afectează mie libertățile. Cu asta încheiem, domnul Negoiță, mulțumesc mult de tot că ați fost alături de noi. Domnul și domnul, mă bucur că am putut să vă arăt și fața umană a domnului Negoiță. Mă bucur că a vorbit despre obiceiurile domniei sale și, în general, despre cum a crescut. Și acum n-am ce face decât să mă dau la o parte cu respect și cu admirație. Urmează Luminița Marinescu. Bună seara, Luminița! Bună seara, Victor, bună seara tuturor. Revin în scurt timp și vedem tragedia nopții, carnagiu pe șosea după impactul violent. Și tot atunci, jurnaliști atacați cu bâte și toporul în mașină de interlop, șefii din poliție amenințați cu moartea de mafioți. Vorbim și despre avalanșa uriașă, corturile turiștilor prinse sub nămeți, directorul ANM Elena Mateescu intervine cu un anunț grav, unde vor fi temperaturi de îngheț și zăpezi. Vedeți în scurt timp și tot atunci adevărul despre banii țării, semnalul dat de Isărescu. Vedem și cele două amenințări rusești care sperie întreaga planetă. Arma nucleară pregătită de Putin să ajungă în spațiu. Și doliu în lumea muzicii populare și a televiziunii, Maria Dragomiroi și Irina Login, mesaj în lacrimi. Toate acestea informații la fix. Vă aștept!